Sâmbătă seară, în jurul orelor 22, pe drumul județean 207C, în localitatea Horia, la intersecția cu strada Castanilor, a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unui minor. De vină pentru accident sunt proprietarii a trei cai care i-au lăsat liberi. Polițiștii spun că un bărbat de 48 de ani din Roman conducea un autoturism pe drumul județean 207C. Acesta a fost surprins de faptul că pe partea carosabilă au pătruns trei cabaline nesupravegheate. În ciuda manevrelor efectuate, nu a putut să le evite, intrând în coliziune cu cei trei cai. În urma impactului a rezultat rănirea unui minor de un an care se afla pe locul dreapta spate în scaunul special amenajat, care a fost transportat la Spitalul Municipal Roman pentru îngrijiri medicale. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că proprietarii cabalinelor sunt doi bărbați de 58 și 52 de ani, ambii din Horia, care au lăsat nesupravegheate animalele. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.